fost, parcă a fost blestemat. La acest moment avem încheiate contractele pe toate cele 5 locuri și mă refer la contractele de execuție. Imediat ce vremea va permite, eu sunt convins că vor fi probleme vor fi progrese semnificative și nu vom avea probleme pe acest, pe acest proiect de această dată. Eu nu am fost niciodată foarte, foarte tranșant în ceea ce înseamnă opinia pe acest proiect, dar de această dată vă spun cu toată încrederea că va fi, va fi finalizat proiectul acesta. Până în vară, cel târziu, va fi asfaltată toată trama stradală și vorbim de aproape 15 km, iar până la finalul anului acesta, în proporție de 90% vor fi gata și pasajele rutiere. Probabil se va mai intra puțin în, în anul viitor cu podul de la, din zona, din zona Deiș, unde lucrările vor începe în forță săptămâna, săptămâna viitoare. De asemenea, pe zona de infrastructură sportivă, vreau să mai fac o precizare, stadionul Eugen Popescu se lucrează și la acest moment. Suntem în grafic, am convingerea că în câteva luni de zile proiectul va fi, va fi finalizat, chiar dacă unii își doresc așa cu, cu toată energia ca acest proiect să nu se, să nu se realizeze. Sigur că în multitudinea de investiții poate că am, am omis să, să menționez anumite, anumite lucruri, însă pe, pe, parcursul, pe parcursul acestui an sunt convins că aceste, aceste investiții vor schimba radical, repet, municipiul Târgoviște pe zona de intervenție a administrației publice locale. Am uitat să mai aduc în discuție lucrările care se derulează în acest moment la Centrul pentru Copii cu Autism sau Sindrom Down de, de pe strada George Caier, zona grădiniței numărul 15, și mai sunt și alte, și alte investiții. Repet, nu mi-am propus să fac o prezentare a tuturor investițiilor. Sunt 76 la număr în acest moment și vor mai intra și altele, dar una peste alta va fi un an cu investiții record, un an al dezvoltării municipiului Târgoviște, iar în final vreau să vă asigur de implicarea totală a echipei de la Primăria Municipiului Târgoviște pe care o aveți în fața dumneavoastră. Nu vreau să, să par lipsit de modestie, însă cred că avem experiența administrativă necesară să modernizăm și să oferim municipiului Târgoviște o conducere administrativă performantă și care se poate adapta tuturor cerințelor de pe această piață investițională, care este o piață concurentă. Resursele nu sunt nelimitate, însă prin activitatea pe care am desfășurat-o în anul, în principal în anul 2019 și finalul anului 2018, pe ceea ce înseamnă pregătirea și depunerea cererilor de finanțare, indiferent că vorbim de Compania Națională de Investiții, de fonduri europene, de Programul Național de Dezvoltare Locală, de ANL, deci prin, prin, această, prin această activitate am reușit să pregătim un an 2020 cu investiții record. Sigur că nu toate investițiile vor fi finalizate în acest an, însă mare parte,
mare, în mare parte discutăm despre, despre investiții care vor fi finalizate și care vor, vor reprezenta, veți vedea, schimbarea cea mai evidentă, cea mai radicală, pe care până acum au produs-o investițiile în, în Târgu Ovuște. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru, pentru atenție. Încă o dată vă urez să aveți parte de un an, de un an reușit. Și vă stau la dispoziție pentru, pentru...